Vești bune pentru o zodie. Astrele s-au aliniat pentru ea și aduc cele mai frumoase surprize în următorii 3 ani. Începând cu 2024, succesul va fi de partea acestor nativi, ce vor avea parte numai de bucurii și reușite. O aură divină îi va proteja pretutindeni. Nativii unei zodii se vor bucura de alinierea planetelor care le va deschide uși în domeniul profesional și financiar începând din anul 2024. Cu abilitate naturală de a-și atinge obiectivele, această zodie va beneficia de o perioadă favorabilă pentru avansarea în carieră și pentru realizarea de investiții înțelepte. În ciuda tuturor bucuriilor și reușitelor, vor întâmpina și provocări pe parcursul acestui an. Totuși, abilitățile lor de gestionare a situațiilor dificile și de a învăța din fiecare experiență neplăcută îi vor ajuta să evolueze și să se adapteze în mod constructiv. Unii nativi par să poarte o aură divină în următorii 3 ani. Un semn zodiacal guvernat de Neptun aduce cu el o conexiune subtilă cu lumea spirituală și o capacitate de a percepe dincolo de aparențe. Acești nativi sunt binecuvântați cu o intuiție ascuțită, fiind capabili să simtă vibrațiile subtile ale universului. Ei bine, este vorba despre Capricorn. Empatia profundă a acestora îi conectează la suferințele și bucuriile celor din jur, făcându-i adesea călăuze pentru ce aflați nevoie. În timp ce ei se vor îngriji de liniștea celorlalți, universul și divinitatea vor avea grijă să îi răsplătească din prim pentru binele făcut. Aura divină conferă capricornilor și o sursă inepuizabilă de creativitate. Prin intermediul artei, muzicii și literaturii, acești nativi pot atinge cum de expresie artistică, ce par să provină dintr-o sursă inepuizabilă. Această perioadă se anunță a fi o călătorie plină de oportunități și transformări, aducând schimbări semnificative în viața acestor nativi disciplinați și ambițioși. Au avut un 2023 destul de dificil, dar acum a venit momentul să se bucure și ei de reușite din plin, relatează playtech.ro.